Bun venit încă o dată tuturor, frați și surori, fiți binecuvântați în ziua aceasta. Haideți înainte să începem orice să ne salutăm unii pe alții, întoarceți-vă în stânga, în dreapta, în față, în spate. Dați-vă o binecuvântare și un zâmbet cald. Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați experimentat în North Carolina atât de răsărit de soare cât și apus de soare superb, așa-i? Mergând săptămâna care a trecut la lucru dimineața, am prins un răsărit de soare extraordinar. Soarele ieșea din pământ și lumina pe care o dădea era o lumină caldă, roșie, și pământul împreună cu cerul era ca un tablou superb. Și mi-am adus atunci aminte de ceea ce spune Scriptura despre Dumnezeu, că Dumnezeu este lumină. Și primul lucru pe care Dumnezeu l-a creat a fost lumina, să fie lumină. A fost primul lucru pe care Dumnezeu l-a spus. Și Dumnezeu locuiește într-o lumină, El este lumină. Și câteva versete din Psalm descriu așa de frumos lucrul acesta și în Psalmul 104, psalmistul spune: te învelești cu lumina ca și cu o manta, întins cerurile ca un cort. În Psalmul 74, a ta este ziua, a ta este și noaptea, tu ai așezat lumina și soarele. Însă știm că Dumnezeu nu este doar lumină fizică, ci când spune Scriptura că Dumnezeu este lumină, se referă și la lumină spirituală, în sensul că în Dumnezeu nu este nimic întuneric, nimic păcătos. Și vedem că psalmistul prinde lucrul acesta în Psalmul 36, spune: căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Da, tu mi-a prins lumina mea. Domnul Dumnezeul meu luminează întunericul meu. Și mai departe, vedem că lumina aceasta a venit pe pământ și spune: poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei care locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Și apoi știm că Domnul Iisus este lumina lumii. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Și aș vrea să recităm împreună ultimul verset pe care l-avem, ceea ce spune Domnul Iisus despre El: eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Amin. Haideți să cântăm lucrul acesta cu putere: m-ai luat din întuneric și mi-ai dat mântuirea ta. Amin. Sunt atât de fericit.
odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci niște ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Nu numai că Dumnezeu este lumină, ar a venit să ne aducă lumina și să ne scoată din întuneric, să ne pună în lumina sa minunată. Aș vrea cu următoarele cântări să venim cu o dorință inimii și să spunem, Doamne, vreau să strălucesc și eu, ca o rază a soarelui frumos, lasă lumina ta să strălucească pe fața noastră, acolo unde suntem ca și copiii lui Dumnezeu, amin, să strălucesc ca o rază a soarelui frumos.
Haideți în câteva rugăciuni să ne înălțăm pe Dumnezeul nostru care este lumină, care ne-a luminat, a venit să ne aducă lumina, ne-a scos din întuneric și să rugăm să ne ajute să fim lumină pe pământul acesta în care e beznă, nu-i așa? Haideți în câteva rugăciuni să venim cu gândurile acestea înaintea Domnului. Amin. Doamne, Tată, doresc să fie un templu sfânt, care să lumineze pe cei din jur, să lumineze întunerii. Ajută-mă, Doamne, să fiu lumină. Amin. Lăudăm numele Tău, Dumnezeule, pentru că ne-ai deschis ochii să putem vedea lumina. Slavă. Și vreau să-ți mulțumim pentru harul care ne-ai dat și te rugăm atât de mult în ziua de astăzi să faci ca noi, fiecare, să putem să fim lumină pentru cei din jurul nostru. Amin. Și biserica Ta să lumineze, Doamne, păzește-ne Tu și dă-ne și în ziua de astăzi hrană, să ne putem îmbărbăta și întări în Tine. În numele Domnului Iisus te rugăm și îți mulțumim. Amin. Amin. Doamne, prin prezența Duhului Tău ce stă în viața noastră, cercetează pe fiecare parte. Amin. Și dacă sunt ungheruri întunecate, te rog lumina Ta sfântă să pătrundă. Amin. Amin. Transformă viețile noastre să devină un izvor de lumină. Amin. Ca cei din jurul nostru să ajungă să le cunoască și ei și să te slăvească ca Domn și stăpân în viețile lor. Amin. Amin. Doamne, și mulțumim, Doamne, că avem pace, Doamne, ca să ne închinăm, mulțumim că avem biserica deschisă, Doamne, mulțumim, Doamne, așa de mult, pentru că în această dimineață, Doamne, suntem în prezența Ta și Te rugăm, primește închinarea noastră, Doamne, mulțumim că ești Domnul nostru și Dumnezeul nostru, că ne-ai iertat păcatele și așa cum Tu ești lumina noastră, Doamne, Te rugăm așa de mult să ne ajuți ca și noi să luminăm în lumea aceasta atât de păcătoasă. Ajută-ne. Doamne, lasă prezența Ta și binecuvântarea Ta peste noi în această dimineață. Binecuvântează pe servul Tău, Doamne, care va împărți cuvântul Tău. Umbracă-L în Tine, Doamne, și Te rugăm pentru întreaga biserică. Cioplește, Doamne, din noi tot ce nu este din Tine, Doamne. Spală-ne inimile, Doamne, și de orice poate să întristeze inima Ta. Te iubim, Doamne, Iisuse, și pentru tot ce ai săvârșit la Golgota pentru noi și în locul nostru, să aducem astăzi multă închinare și recunoștință, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și suntem conștienți că Tu locuiești într-o lumină de care nu se poate apropia niciun om păcătos, dar îți mulțumim pentru că prin Domnul Iisus ne-a deschis calea ca să stăm în prezența Dumnezeului Preasfânt. Mulțumim, Doamne Iisuse, că ai venit să fii lumină și mulțumim că ne-ai luminat și pe noi. Și, Doamne, ce mandat măreț ne-ai dat, că noi suntem lumina lumii. Doamne, ajută-ne să fim o lumină care să lumineze și pe alții în întuneric. Te rog să ne ferești să o punem sub obroc și ajută-ne să o lăsăm să lumineze, Doamne, ca oamenii să Te vadă pe Tine. Mulțumim că ești un Dumnezeu atât de minunat. Ești plin de slavă, de glorie și în dimineața aceasta ne închinăm înaintea Ta. Și vrem ca numele Domnului Iisus să ne înălțăm în inimile noastre, peste biserica Ta și în veci de veci. Amin. Amin. Vă rog să luați loc.
Bine ați venit în dimineața aceasta în casa Domnului din Charlotte. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Salutăm musafirii, cei care ne vizitează și din Moldova s-a întors înapoi Alexandru Grosu. Domnul să te binecuvinteze. De acum e casa ta. Dânsul va vesti și cuvântul Domnului și o să aducă și salutul la vremea potrivită. De câteva săptămâni îl vedem cu noi pe fratele sau prietenul nostru Adrian Adrișan. Adrian, vrei să ne spui cu cine ai venit astăzi? Întreaga familie. Așa. Da. Ne bucurăm tare mult să fiți cu noi. Pentru copii, dacă vrei să-i duci jos, avem pe cineva de la copii ca să-i ducă fetele acolo? Dacă vreți, numai la grupele de copii sau poate data viitoare, cum hotărâți voi, Julia este aici sau careva dintre voi. Bine ați venit! Welcome to everyone! Ok. Așa. Denis și Lina Costin, am zis bine? Din Seattle. Așa, bine ați venit! Bine ați venit! Așa, bine ați venit! Domnul să vă binecuvinteze! Așa, avem câteva anunțuri administrative. Mi-am dat ochelarii că văd mai bine fără ei. Așa. Se pare că ne prinde Crăciunul și putem să continuăm afară. Așa, avem încă luminile acolo. L-am rugat pe fratele Teo să coordoneze. Dacă cineva este și vrea să ajute să dăm jos luminile de la de afară și tot ce avem acolo, luați legătura cu fratele Teo. În privința administrativului care l-avem de făcut și la Biserica Măchii, avem nevoie de ajutor. Va trebui să mai îmbrăcăm câteva scaune care le avem aici în biserică și să ducem pentru frații americani, pentru sala de sport. Dacă cineva vrea să ajute în privința aceasta și să le îmbrăcăm și să le ducem, să le așezăm, luați legătura cu mine la sfârșit. Suntem gata cu sala de sport. De acum tinerii noștri se adună la biserică acolo și o grupă avem care se adună duminică după masă. Am început să mergem și acolo, plus repetiția de cor. Este încă nevoie de mult lucru. Am avut o sâmbătă acum două săptămâni foarte frumoasă împreună cu frații americani și surorile au muncit, au făcut curat și frații care au venit au pus inimă și s-a văzut frumos lucrul acesta și din partea dânșilor. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze tot procesul acesta în privința mutării bisericii noastre acolo. M-au întrebat mai mulți frați nevoile care sunt în fiecare colțișor, este nevoie de ceva, de la landscaping, la zugrăvit săli, la orice altceva este nevoie, doar să luați legătura cu mine în privința aceasta. Anunțurile care sunt scrise, una dintre ele însă care nu este un anunț, aș vrea să începem să anunțăm Church Camp, campul care îl avem anual, va fi din mai 10 până în 12. Este singura perioadă în care am găsit liber, trecem și acolo imediat, nu? În același loc unde am fost. Deci puneți pe calendarul dumneavoastră, toți cei care vreți, facem lista de înscriere din nou, mai 10 până în 12. Este Mother's Day, așa că mamele vor fi sărbătorite bine și frumos la camp. Acum anunțurile care sunt pe ecranul nostru. Așa cum am spus, fiți bineveniți și binecuvântați. Haideți să mergem mai departe. Nu am clicker la mine, așa că nu trebuie să vă mai spun. Verificați telefoanele. De obicei, atunci când le verificăm, se întâmplă cel puțin unul să sune, așa-i? Verificați-le să nu întrerupem ceva care este frumos. În fiecare săptămână ne rugăm pentru familie. Familia Bulhac, Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Familie scumpă și binecuvântată de Domnul. Nu numai că ne rugăm pentru ei, dar și întrebăm care sunt nevoile pentru rugăciune. În fiecare săptămână continuăm să ne rugăm și pentru misionarii noștri, familia Stan, familia Răilian,
Clov, e bine să te mai avem din când în când, așa că faceți-vă bunul obicei să ne vizitați. Da. Repetiția de cor este în fiecare marți seara de la ora 7 la Măchii. Mă bucur și ne bucurăm să avem prezență bună și la cor. Pentru toți cei care vă plângeți că nu aveți cu cine lăsa copiii, avem pe cineva care se ocupă de copii și vă spun, data trecută a fost cel mai bun învățător de copii, s-a ocupat de ei în sala de sport, adică eu. Deci dacă asta vă oprește să veniți la repetiția de cor, sunteți bineveniți și copiii se joacă în sală și au fan și părtășie și sunt binecuvântați acolo. Studiu biblic în fiecare miercuri seara de la ora 7 pe Skype. Dacă nu sunteți, fratele Liviu vă poate adăuga pe platforma aceasta. Mă bucur că în ultima vreme a crescut numărul, dar încă mai este loc. Mi se pare avem până la 100? Așa, 100. Deci mai avem până acolo să umplem lista aceasta. Ne bucurăm din toată inima. Fiți binecuvântați de Domnul. Pentru toți cei care ne vizitați sau ne urmăriți online, salutul bisericii noastre este din Coloseni, capitolul 3, de la versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Amin. Știu că Raul și Estera ați fost la San Francisco. Raul, așa să te rog să vii să ne spui noutăți despre fratele nostru și să ne spui cum stau lucrurile acolo. După ce Raul ne va spune lucrurile acestea, așa să ascultăm familia Chistol, lăudând pe Domnul cu o cântare și apoi continuăm închinarea cu grupul. Raul. Am fost săptămâna trecută împreună cu Estera și Julian în California, la Viorel. Se simte mult mai bine, mulțumim Domnului. Este încă în tratament, chimioterapie. A făcut probabil 14 ședințe. Are nevoie de rugăciuni în continuare. Vă mulțumesc la toți pentru rugăciuni și vă transmite salutări la toți, și individual și ca biserică. Continuă în continuare tratamentul. Nu se știe pe ce perioadă. În general este mai bine, este foarte tare spiritual. Ne-a întărit și pe noi foarte mult când am fost acolo. Nicoleta este încă, bineînțeles, în suferință și ea și în continuare duce greu. Vă mulțumim încă o dată pentru rugăciuni și încă o dată salutări de la ei din California. Pentru mine,
Cu toții.
Pacea Domnului, frați și surori, scumpă biserică, e o bucurie, o onoare încă o dată pentru mine, o dată în plus, ca să fiu la Charlotte, să fiu împreună cu dumneavoastră. Haideți pentru început ca să citim textul, să citim doar un singur verset. Deschideți împreună cu mine, 1 Corinteni 13 cu 13. Un verset foarte cunoscut. Acum dar rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Reocupați locurile. Pentru prima dată predic la două microfoane odată. Câteva salutări, nu doar din partea familiei, dar cu cele din familie încep. 2 ani și 2 luni în urmă, eu calculez ca evrei. Nu zic 1 an și jumătate, dar 2 ani și 2 luni în urmă. Dumnezeu a făcut 2 minuni în familia noastră, ne-a dăruit 2 fete. A făcut o minune pentru că prima dată când am mers la medic am rămas uimit când mi-a spus medicul că sunt 2. Noi am făcut ochii mari, soția mea a început să-i curgă o lacrimă și eu întreb medicul, dar n-avem în spița neamului nici de o parte, nici de cealaltă, nu avem. Și el a zis, vorbea în limba rusă și zice, voi o să fiți primii atunci. De atunci trăim o bucurie continuă. Eu nu pot vorbi prea mult despre fetele noastre pentru că emoțiile o să mă umple. Dar trăim o bucurie continuă și Dumnezeu este bun. Avem cei 2 băieți care deja sunt mari și atâta timp cât eu sunt aici, ei se ocupă de fete, o ajută pe mama. Salutări din partea bisericii din Crocmaz. 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11, e salutul bisericii. Încolo, fraților, fiți sănătoși. Desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Salutări de la bisericile și slujitorii cu care mai interacționăm din când în când din țara vecină, din Ucraina. Fratele Claudiu vă împărtășa acea imagine frumoasă a răsăritului de soare. Am văzut o poză, un răsărit de soare extraordinar de frumos. Dar pe fondul acestui soare, un avion de armată. Cât de diferită este bucuria sau să simți bucuria răsăritului. Să vezi răsăritul și să te bucuri de liniște și de pace și să vezi răsăritul și imediat ceva ce te alarmează. Eu aș vrea să vă întreb de la început, cât de mult, cât timp dedicați să mulțumiți lui Dumnezeu pentru pace, pentru liniște și pentru că nu vă treziți la bubuituri. Haideți să revin la textul nostru. Acum rămân aceste 3, apostolul Pavel spune, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Eu aș vrea în dimineața asta să împărtășesc câteva gânduri împreună cu dumneavoastră legate de dragoste sau trăirea din dragoste. Așa am intitulat predica din dimineața asta. Credința și nădejdea sunt cele 2 care ne ajută să ajungem în cer. Avem nevoie să trăim prin credință, avem nevoie să creștem în credință, avem nevoie să ne întărim credința, avem nevoie să trăim prin nădejde. Spunea fratele Artur la studiu biblic, nu poți să trăiești
în deznădejde. 2010, în, probabil dumneavoastră ați urmărit sau ați văzut un accident într-o mină în Chile, unde au rămas mai mulți mineri într-o adâncime destul de mare. Au intrat în cartea recordurilor ca singura echipă care a petrecut sub pământ peste 60 de zile. Prima scrisorică pe care au trimis-o la suprafață, știți ce scrie acolo? Suntem 33, suntem vii, suntem bine, avem speranța că o să ne găsească. Și i-au scos. S-au cheltuit 22 de milioane de dolari pentru ca să fie salvați și toți. Toți și-au văzut familiile și speranța a fost aceea care i-a ajutat să trăiască, să se îngrijească reciproc. Noi avem nevoie de credință, noi avem nevoie de dragoste până vom ajunge sus în cer, dar acolo deja vom trăi în prezența dragostei lui Dumnezeu. Cea mai mare dintre ele este dragostea. Trebuie să recunoaștem că trăim într-o vreme și într-o lume cu cel mai mare deficit al dragostei. Cea mai mare criză a dragostei. Deși se scrie mult, se cântă mult despre dragoste, industria cinematografică încearcă să ne arate ce este dragostea și trebuie să recunoaștem că nu le reușește. Nu știu cum e în Statele Unite, în Moldova, 60% din familiile înregistrate la starea civilă termină cu divorț. Cei care astăzi spun că se căsătoresc din dragoste, trece puțin timp și nu se mai suportă. Nu mai au dragoste unul față de altul. Trăim vremuri în care părinții nu-și iubesc copiii. Trăim vremuri în care copiii nu-și iubesc părinții. Într-un interviu, probabil dumneavoastră ați văzut unii, Gheorghe Zamfir, într-un interviu spunea despre Dumnezeu, zice, El e tot și e pretutindeni. Și mi-a plăcut cum s-a exprimat și a pus câteva gânduri și zicea, tu crezi că tu poți ceva? Este El. Biblia ne învață, frați și surori, în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8, Apostolul Ioan spune, Dumnezeu este dragoste. El este dragoste, natura Lui este dragoste, El este dragostea în sine. Dumnezeu este dragoste, plus la asta, tot Apostolul Ioan, în capitolul 4, versetul 7, spune că dragostea este de la Dumnezeu. Și ne dăm seama că noi nu putem să iubim cu adevărat fără Dumnezeu. Îndrăznesc să spun că în această lume, în societatea în care trăim, indiferent că suntem în Statele Unite sau în România, Republica Moldova, doar biserica, doar cei ce-L cunosc pe Dumnezeu și sunt născuți din nou, din Dumnezeu, pot și trebuie și sunt chemați să trăiască, să arate și să transmită dragostea adevărată. Am zis dragostea adevărată. Există și dragoste falsă? Noi trăim într-o vreme. La dumneavoastră este răspândit cuvântul fake. Fake news. Fake brand. Și mai știu eu încă o sumedenie de fake-uri. Romani, Apostolul Pavel, 12:9, face o afirmație foarte adâncă și zice, dragostea să fie fără prefăcătorie. Eu nu o să mă ocup de asta în dimineața asta, dar vreau să vă provoc, să vă răspundeți, să medităm, să ne gândim la acest lucru. Cum asta? Dragoste fără prefăcătorie.
Dumnezeu ne cunoaște. Dar în același timp ne cheamă și pe noi, în atitudinea noastră, în trăirea noastră, să iubim fără. Să iubim adevărat. Să iubim sincer. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Ioan spune să nu iubim cu vorba. Să nu iubim doar în cuvinte, ci cu fapta și cu adevărul. Vedeți cât de mult se ramifică acest adevăr adânc pe care Biblia ne-l prezintă. Cuvântul lui Dumnezeu spune că însă nădejdea aceasta nu înșală, Romani 5:5, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Frați și surori, este cineva dintre noi? Eu cred că nu-i, dar s-ar putea. Este cineva aici care crede că a meritat dragostea lui Hristos? Nimeni dintre noi n-a meritat dragostea lui Hristos. Și Apostolul Pavel, Romani 5:8, spune: dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Ioan, 1 Ioan 4:10, continuă cu același gând și spune și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Cu alte cuvinte, frați și surori, eu personal când mă uit la aceste versete, trag o concluzie pentru mine, o definiție pentru mine. Atunci când eu cel mai mult nu meritam dragostea Lui, atunci El m-a iubit. Atunci când eram departe, atunci când eram în păcat, atunci când eram în mocirlă, atunci când eram căzut, depravat și fără nicio speranță. Fără nicio putere, asta spune Apostolul Pavel, că noi eram fără putere. Știți ce a făcut El? El ne-a iubit. Va crea un proces prin care să-și arate dragostea. Știți cum a început această dimineață? Nu știu dacă v-ați gândit la asta. Dimineața asta a început foarte special. Și fiecare dimineață începe foarte special. Știți cum? Dumnezeu își înnoiește bunătățile Lui. Dumnezeu se preocupă personal de fiecare dintre noi și își înnoiește bunătatea Lui față de noi. Și asta Biblia spune că asta se petrece sau are loc în fiecare dimineață. Atunci când nu meritam, atunci El ne-a iubit. Noi oamenii uneori invers. Atunci când cel de lângă mine nu merită, îmi întorc spatele. Am o atitudine nu bună. Atunci când cel de lângă mine mi-a greșit sau a făcut ceva ce nu este după voia mea, dar atunci când eram departe de Dumnezeu, El m-a iubit. Când eram vrăjmaș, vreau să vă atrag atenția la acest gând. Când eram vrăjmaș prin gândurile și prin faptele noastre rele, El ne-a împăcat. El și atunci ne-a iubit. E foarte greu. Și ceea ce am să vă spun acum e foarte greu. Eu în mașina mea la Moldova am 7 locuri. Și când mergi cu mașina cu 7 mame cu copii care fug din Ucraina și pe drum una din ele primește un mesaj că soțul ei a murit în lupte. Cum să o înveți pe ea să iubească? E o lecție grea, dar trebuie să o trecem. Indiferent unde suntem, Dumnezeu ne cheamă să trăim din dragoste. Dumnezeu ne cheamă să ne arătăm dragostea unii față de alții. Vă aduc aminte doar exemplul bisericii
din Efes. Vă aduceți aminte, Domnul Iisus spune, știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți feri pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Nu așa că e frumos până aici. Domnul Iisus scoate în evidență toate meritele lor, toată viața și toată activitatea lor de credință ca și biserică, numai că urmează un dar. Dar am ceva împotriva ta. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Eu mi-am pus întrebarea, dar e posibil așa? E posibil. E posibil să slujești fără dragoste. De-aia Apostolul Pavel îndrăznește să scrie, chiar dacă mi-aș fi dat trupul să fie ars și n-aș avea dragoste. Sunt zero. Chiar dacă aș da toată averea, mi-aș împărță-o pentru săraci și n-aș avea dragoste. Este zero. În dimineața asta eu aș vrea ca fiecare dintre noi să ne facem un test al dragostei. Mai trăim din dragoste sau nu? Soțiile, mai fac mâncare din dragoste sau cât trebuie? Mai strâng prin casă și mai fac ordine din dragoste? Sau deja a devenit așa o acțiune din inerție? Soții mai merg la lucru din dragoste, pentru familie, pentru Domnul, pentru că ceea ce câștigi la un moment dat, prin asta te închini, prin asta slujești, prin asta binecuvântezi familia, sau nu? Vezi cât de larg este acest subiect al dragostei. Și Apostolul Pavel spune, tot ce faceți, cu fapta sau cu vorba sau cu cuvântul, să faceți din dragoste, tot. Tot asta înseamnă tot. Tot ce faceți, să faceți din dragoste. Dragostea după standardul lui Dumnezeu. Eu aș vrea să vă invit într-un verset. Dacă vreți să deschideți împreună cu mine, la 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Dragostea după standardul lui Dumnezeu sau după proiectul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și îi spune, ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Cum să iubești, cum să poți iubi, cum să poți să-ți arăți dragostea în orice împrejurare, în orice context, în orice situație. Apostolul Pavel îi dă lui Timotei o direcție și îi spune, dragostea adevărată, dragostea lui Dumnezeu va izvorâ pe trei căi sau din trei surse, dacă vreți. Sau va veni în viața mea și în viața celor din jurul meu prin trei canale. O inimă curată, dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Frați și surori, fără acestea trei, noi nu putem să iubim. Fără acestea trei, noi nu putem să iubim pe cei din jurul nostru, noi nu putem să iubim pe Dumnezeu, noi nu putem să iubim, nu mai vorbim despre vrăjmașii și dușmanii noștri. Fără acestea trei, noi nu putem să trăim dragostea adevărată, dragostea care vine din partea lui Dumnezeu. O inimă curată. Haideți să vedem câteva lucruri care ne le spune, ne le arată Scriptura în dreptul inimii. Eu nu o să citesc tot ce mi-am notat ca să salvez din timp, dar Ieremia 17:9. Inima omului deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare.
Dumnezeu privește inima omului fără el, fără implicarea și prezența lui Dumnezeu în ea și zice, inima omului, omul de unul singur, are inima deznădăjduiderea și nespus de înșelătoare. Și Domnul pune o întrebare acolo și zice, cine poate să o cunoască? Și cuvântul Domnului prin profetul Ieremia spune, eu, Domnul, cercetez inima. Cu alte cuvinte, eu o cunosc. Dacă ar putea medicii, cardiologi să ne ajute aici, ar fi foarte bine, dar nu pot. Cardiologia medicală sau medicinală este neputincioasă aici. Transformarea inimii o poate face doar Dumnezeu. Biblia ne dă această lumină și ne spune, fără Dumnezeu, inima omului este deznădăjduiderea și nespus de înșelătoare. Evrei, capitolul 3, versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu spune, luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. O astfel de inimă nu poate fi plină de dragostea lui Hristos. În aceeași inimă nu poate locui sau conviețui dragostea și răutatea, dragostea și necredința, lumina și întunericul. De-aia cuvântul lui Dumnezeu spune, luați seama dar, luați seama ca nimeni dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă. Noi avem nevoie pentru ca să putem iubi de o inimă nouă. Noi toți adesea suntem în căutarea lucrurilor noi. Când ne întâlnim unii pe alții, atunci când nu ne-am văzut mult timp, întrebăm, ce nou? Ați răspuns vreodată, dimineața asta mi-am înnoit inima. Dimineața asta am o inimă nouă. Noi avem nevoie ca Dumnezeu să ne transforme inimile noastre. David, în rugăciunea sa de pocăință, spune, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Dumnezeu, în dreptul poporului său, spune, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Eu vreau să vă dau un verset. Ezechiel 18:31. Eu aș vrea să mă ajutați să înțeleg. Cuvântul lui Dumnezeu spune, lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit și uitați-vă ce spune el mai departe. Faceți-vă rost. Faceți-vă rost de o inimă nouă. De unde? De la cine? De parcă ai putea să mergi undeva să cumperi. Și Domnul zice, veniți la mine, eu vă dau. Dragostea care vine dintr-o inimă curată. Noi avem nevoie de inimi curate, frați și surori. Pentru ca să putem să iubim cu adevărat. Pentru ca dragostea lui Hristos în viața și în inima noastră să fie una adevărată și să se reflecte în jurul nostru, avem nevoie de o inimă nouă. Avem nevoie de o inimă care să-i aparțină doar lui. Și Iacov ridică această întrebare sau scoate în evidență acest subiect și spune, oameni cu inima împărțită, curățiți-vă inimile. Domnul Iisus nu vrea să ne împartă cu nimeni. Și dragostea lui pe care o toarnă în inimile noastre, în inimi curate, el vrea să se reflecte în viața și în trăirea noastră, dar asta va fi posibil doar printr-o inimă curată. Al doilea lucru pe care îl spune apostolul Pavel lui Timotei, zice, dintr-un cuget bun. Ei, cum poți să iubești pe cel de lângă tine când tu te gândești rău despre el? Sunt două lucruri care nu se îmbină. Și apostolul Pavel zice, mă străduiesc, mă lupt, depun efort ca să-mi păstrez un cuget curat sau să am un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea oamenilor. Dumnezeu mă cunoaște și cât de
Ciudat n-ar suna asta, dar în aceste clipe, iată așa cum stăm pe băncile bisericii, Dumnezeu știe care sunt părerile noastre, gândurile noastre, unul față de altul. Soț, soție, părinți, copii, frați, surori și așa mai departe. Dumnezeu ne cunoaște și cunoaște cugetul nostru, gândirea noastră. Și Pavel spune, de-aia mă străduiesc, mă lupt, depun efort ca să-mi păstrez un cuget bun. Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1, versetul 8, spune, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. De aceea Dumnezeu i-a părăsit, i-a lăsat pradă voinței lor. Responsabilitatea noastră, frați și surori, este ca să păstrăm pe Dumnezeu în conștiința noastră, în cugetul nostru. Să păstrăm, să protejăm, să avem grijă. În limba engleză, pe care dumneavoastră vorbiți mult, aici este un cuvânt. Update. Pe plan spiritual, noi avem nevoie de asta. Noi avem nevoie să ne înnoim simțămintele unii față de alții. Noi avem nevoie să ne înnoim atitudinea noastră unii față de alții. Apostolul Pavel spune că noi trebuie să ne înnoim în duhul minții noastre. Salutul bisericii dumneavoastră sună foarte frumos. Și eu deja l-aveam conspectat. Deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Următorul verset începe, versetul 2 începe cu un cuvânt interesant, gândiți-vă. Cu alte cuvinte, cugetul, conștiința ta trebuie să fie preocupată. Gândiți-vă la cele de sus, nu la cele de pe pământ. 1 Timotei, versetul 1, capitolul 1, versetul 18-19, Pavel îi spune lui Timotei, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după poruncile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Ce implică această luptă? Pavel spune în versetul 19, și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii le-au pierdut și au căzut din credință. Dragostea lui Hristos, dragostea adevărată, se va manifesta în viața noastră atunci când vom avea o inimă curată și un cuget bun. Apostolul Pavel spune și o credință neprefăcută. Mă mir că în Biblie, în Noul Testament, foarte des se întâlnește acest cuvânt. Prefăcut, prefăcătorie, fățărnicie. Cu alte cuvinte, să încerci să arăți sau să te prezinți ceea ce tu nu ești. Dacă Dumnezeu ne-ar lua la cer, așa după cum arătăm duminică dimineață la biserică, așa că e bine, ne-am pregătit frumos, arătăm bine pe din afară, dar cât de important este să arătăm bine și pe dinăuntru. Și credința noastră să fie una adevărată, nu o credință prefăcută. Credința într-un Dumnezeu. Domnul Iisus spunea, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Dumnezeu ne-a iubit și a trimis pe Fiul Său. Credința în Domnul Iisus, Iisus și-a dat viața de bună voie din dragoste pentru noi. Și ne-a spus nouă, ucenicilor săi, tot așa să vă iubiți și voi, unii pe alții, cum v-am iubit eu. Credința în cuvântul lui Dumnezeu sau credința în Evanghelie, Domnul Iisus spunea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Cu alte cuvinte, Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, este adevărul absolut revelat nouă sau descoperit, lăsat nouă în Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum să ne iubim unii pe alții. Aș vrea să mă apropii de încheiere lăsând un exemplu. Dacă vreți să deschideți
1 Tesaloniceni, capitolul 1. Exemplul bisericii din Tesalonic. 1 Tesaloniceni, pentru început, versetul 3 și 4. Uitați-vă, apostolul Pavel vorbește despre aducerea lui aminte sau despre ceea ce i-a rămas ca amintire despre această biserică. Și spune, ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdei în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți, de alegerea voastră. Apostolul Pavel își aduce aminte de ceea ce a întâlnit în Tesalonic, de amintirile cu care au rămas din Tesalonic și spune, ne aducem aminte de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdei. Uitați-vă, vă rog frumos, în versetul 8 și 9, același capitol. Apostolul Pavel deja nu mai vorbește ca și aducerea aminte, dar ceea ce se întâmplă în prezent și el spune în adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni. Așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. De ce? Versetul 9, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Credința neprefăcută. Credința neprefăcută, primii oameni care o testează în viața noastră sunt cei din casa noastră, copiii noștri. Credință neprefăcută. În trăire, în închinare. Și dragostea va curge în viața noastră dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, dintr-o credință neprefăcută. O credință lucrătoare, o credință vie. Și mă rog ca Dumnezeu, frați și surori, să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi, ca să ne lăsăm acel canal deschis în mâna lui Dumnezeu prin care El să toarne și apoi să curgă dragostea Lui în relațiile noastre unii cu alții, pentru lumea care ne înconjoară, pentru cei dragi, ca cei din jurul nostru să vadă dragostea Lui Hristos prin noi și prin viața noastră. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Amin. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, dar dragostea nu va pieri niciodată. Și aia se va întâmpla acolo și atunci. Și vă invit să ne ridicăm și să cântăm despre acel loc și despre momentul în care vom fi împreună cu Dumnezeu, în locul în care dragostea nu va pieri niciodată. Thank you.
Chiar dacă melodia este tristă, mesajul e un mesaj de speranță. Pentru că îl vom vedea pe Cel care ne-a iubit. Vedeți, dragostea te face vulnerabil. Așa-i? L-a făcut pe Dumnezeu vulnerabil. Pentru că ne-a iubit. A luat trup omenesc. Și ne-a iubit până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea ne spune, dragostea nu va pieri niciodată, pentru că Dumnezeu nu piere. Doamne, mulțumim pentru că ne-ai iubit cu o iubire desăvârșită. Mulțumim pentru că prin Duhul Sfânt Tu poți să lucrezi în noi transformarea, să fim și noi oameni care iubesc, iubesc împotriva firii, iubesc împotriva înclinațiilor naturale. Și, Doamne, Te rugăm, lucrează în noi, transformă inima noastră, să fie o inimă după voia Ta, o inimă care este plină de dragoste, nu numai pentru cei care ne iubesc, ci pentru toți oamenii. Te rugăm, Doamne, în lumea aceasta care-i setoasă după dragostea autentică, fă-ne pe noi agenți ai Tăi, purtători ai dragostei adevărate. Te rugăm în săptămâna în care intrăm, în locul unde suntem, chiar dacă sunt piedici în calea dragostei, dă-ne puterea să le biruim. Te rugăm, iubește prin noi lumea întreagă și iubindu-i să ajungă să Te cunoască pe Tine. Te rugăm, lucrează, Doamne, noi și prin noi, prin puterea pe care o ai de a supune toate lucrurile. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea desăvârșită a Tatălui și lucrarea transformatoare a Duhului Sfânt, puterea Lui, să rămână cu noi și cu toți cei mântuiți de acum și până în ziua întâlnirii în glorie. Amin. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul, mergeți și arătați dragostea lui Dumnezeu tuturor.